Asocierea județului Botoșani cu unitățile administrativ-teritoriale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani este dorința arzătoare a șefului Consiliului Județean Botoșani, Florin Țurcanu. Nu la fel de încântat se arată de această posibilitate edilul municipiului Botoșani, Ovidiu Portariuc. Subiectul asocierii în zona metropolitană Botoșani a iscat în ultima perioadă un val de discuții în cadrul USL la nivel local, cei mai vehemenți fiind primarul Ovidiu Portariuc și președintele Consiliului Județean Florin Țurcanu. În proiectul de hotărâre, președintele CJ invocă faptul că și în alte județe din țară, cum ar fi Constanța, Iași, Brașov, consiliile județene au fost primite în astfel de asocieri. Am propus un proiect de hotărâre în plenul Consiliului Județean să intre și Consiliul Județean, având în vedere că comunitățile care fac parte și care vor mai face parte din zona metropolitană au și drumuri județene, au și unități care sunt în subordinea Consiliului Județean și atunci este normal și corect să facem noi parte din această zonă metropolitană. Mai mult de atât, această zonă metropolitană va avea o strategie și conform legislației, strategia trebuie aprobată în plenul Consiliului Județean. Și atunci de ce se opune domnul primar? Am observat că am avut votul PSD-ului împotrivă în comisie. Nu știu de ce s-o pune. Nu vreau altceva decât să respectăm legea care din 2001 este dată și așa, până la 30 de kilometri, orice localitate, că e urbană, că e zona urbană sau rurală, că e comună mare sau mică, poate să facă parte din zona metropolitană și o zonă metropolitană puternică este o zonă cu număr mare de locuitori. Edilul șef al municipiului Botoșani nu dorește primirea Consiliului Județean în această asociere pe motiv că ar afecta strategiile la care se lucrează. Eu n-am înțeles de ce au dormit un an de zile și acum s-au trezit. De un an de zile vorbim de zona metropolitană și brusc acum când s-a observat configurația zonei metropolitane, care e dată de criterii geografice. Comunele din jurul Botoșanului, preponderent 90% sunt comune PSD. Domnul Țurcanu brusc s-a trezit că vrea în zona metropolitană pentru a contrabalanța această dispunere geografică. Până la urmă, nu e vina noastră că oamenii au ales 90% PSD în jurul municipiului Botoșani. Și atunci vrea să mai aduc, am înțeles, 10 comune PNL, să-i realizeze un echilibru. Mă rog, adunarea generală, Consiliul de Administrație vor hotărâ dacă vor accepta includerea Consiliului Județean. Dar din ceea ce știți dumneavoastră, va fi acceptată și prezența? Eu, din câte știu, nu va fi, pentru că suntem într-un stadiu destul de avansat cu studiul făcut pe arealul Botoșan-Suceava, s-au cheltuit niște bani acolo, e vorba de 10 de mii de euro pe studii de fezabilitate, aflat într-o formă finală. A introduce acum CJ-ul și plus alte comune, înseamnă a bloca, a relua acest studiu de fezabilitate și a pierde un timp, dacă nu jumătate de an, poate un an de finanțări. Eu le-am propus să aștepte să finalizăm 100% acest studiu de fezabilitate. Urmând ca ulterior, peste jumătate de an, 10 luni de zile, să în faza a doua să includem și acele comuni, ca să nu periclităm ceea ce am realizat până acum. Dumnealui, credeți că insistă doar din orgoliu politic? Absolut, altfel nu există niciun argument. Primăria municipiului Botoșani a fost cooptată în acel proiect cu parcul industrial, cu parcurile industriale? Nu a fost cooptată de către Consiliul Județean. Și nu mă întrebați de ce. Din același motiv? Da, probabil. Domnul Țurcanu nu știe exact de ce nu a cooptat și a decupat în jurul Botoșanului localitățile care au constituit acea societate parcul industrial. Am văzut că CJ-ul tot face societăți, angajează Consiliul de Administrație, directori, da, mai trebuie să apară și rezultate. Beneficiază de un buget mai mare decât alte consilii județene sau cum se explică? Nu știu, probabil are alte priorități decât alte consilii județene.